Leo de la Strehaia a povestit cu sinceritate cum regretă faptul că a urmat exemplul tatălui său și și-a însurat băieții la 11 ani. Și el s-a căsătorit cu o femeie pe care nu a iubit-o niciodată. Pe mine m-a logodit când aveam 2 săptămâni, când eram în fașă. M-a logodit cu fata pe care trebuia să o iau de nevastă, pe Anca de la Strehaia. Singurul lucru de care nu îmi pare rău este că au ieșit 2 copii frumoși. Nu știam nimic de partea sentimentală. La 11 ani m-au însurat. Nu a existat între noi ideea de dragoste. Și tatăl Anca era bulibașa. Era vorba să se înrudească între familii. În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță de plastic la mine în casă. Și cu copiii mei am făcut la fel. I-am însurat la 11-12 ani. Regret că am făcut asta, dar tata era șeful. Copiii mei au ajuns să se despartă de nevestele lor și au alte neveste acum. Doar 3 milioane de euro s-au dus, deci nu le-am dat mult la femei, dacă stai să te gândești. Că am dat la una 100 de mii sau 200 de mii să meargă cu mine într-o vacanță. Până la urmă eu am fost bărbatul care le-a înțeles și pe femei. Nu e chiar așa cum spun femeile care se uită la noi acum și spun, uite, a luat-o pe aia care e femeie ușoară. Nu e vorba neapărat de bani. Consider că dacă ai o femeie frumoasă lângă tine trebuie să-i dai. Normal că trebuie să o întreții. Femeile pe care le-am cunoscut eu mergeau de 2-3 ori pe săptămână la salon. Dădeau numai pe creme 1000 de euro. Era altceva. A fost una. Diana Iguana o cheamă. În anii aia era în vogă. Eu am văzut-o îndeaproape. Am cunoscut-o în discotecă. La Mamaia. I-am dat 10.000 de euro. A zis să-i trimit să-și plătească o școală în America și am primis banii și când i-au ajuns banii m-a blocat peste tot. Nici în ziua de azi nu am mai vorbit cu ea. Ea a fost cea care mi-a dat țeapă. A mai fost și Loredana. I-am luat mașina și am dat și vreo 2-3 miliarde și problema a fost tot la fel. Eu chiar n-am avut nimic cu Loredana, deci chiar nu s-a întâmplat nimic între mine și ea. Chiar nu mint, a dezvăluit Leo de la Strehaia. Faptul că ne-am cunoscut cu mulți ani în urmă, când tu erai îndrăgostit nebunește și m-ai abandonat, m-ai lăsat a nimănui. Vezi că eu m-am întors la tine și sărac și bătrân. Au mărturisit Leo de la Strehaia.